Îi răspund, ea spune. Ia, ziceți. Mi-a dat pachet, mi-a dat pachet. Ea vorbește mai tare. Da, da, mi-a dat pachetul. Ce să mai, la master. Ia uite-te, la master. Ce să mai. Vreau să-i arăt lui bucătar. Ia uite-te, ia uite-te, mă, șut. Ia uite-te și tu cum se învârtește Florica. Ia uite-te, învârtește-te și tu. Uite așa, uite așa. Bă, dar eu am un barbă sus. Salutare și bine v-am regăsit la o nouă ediție de Rebel Podcast. Alături de mine am un personaj care a revoluționat tot internetul în mai puțin de 7 luni de activitate pe platforma TikTok. L-ați văzut la toate înmormântările cu cel mai fericit vibe care putea să existe vreodată. Și atenție că n-a venit singur. Alături de mine este Florian Chiva și revoluționarul bucătar. Mă ridic în sus, fraților, să mă prezint. Da. Eu sunt Florică Trompetistul. Eu vreau să ajut lumea, populația. Bineînțeles. Nu că s-o duc să dispară. Îi ajut, sunt în sprijinul familiilor îndurerate. Îndurerate și îndureate, da. Și bucătarul care și el face aceeași poveste ca și mine. Și până la urmă, din câte am înțeles, voi doi sunteți concurenți în business-ul ăsta. Nu? Sau? Nu, suntem colegi. Sunteți colegi acum, v-ați unit. Ne-am unit. Pentru că știu, spuneți. Nu ne încurcăm unul cu altul, unul pe altul, pentru că el e pe altă, pe altă zonă și eu pe altă zonă, dar vine... Nu suntem pe acea zonă. Bine, aha. Nu ne vedem. Vorbim, râdem, dar bine, nu ne vedem. Eu spun adevărul. E adevărat? E adevărat, tu nu mă vezi, te văd bine. Nu. Te văd cu doi ochi. Dragilor, eu n-am venit cu mâna goală. Adică eu am decis să-i aduc lui Nea Florică, pâinea renumită. Am adus și Fanta. Îl nebunesc fanii, deci îl nebunesc fanii. Da, mă sună, răspundeți, răspundeți. Nu, că am dat cu ocupat și îi dau și bloc. Perfect. Știam că nu pot să vă primesc aici fără să vă aduc pachet. Așa că eu v-am adus pachet. Ia uitați, vreau să dau pentru sufletul bunicului meu. Dumnezeu să-l ierte. A murit acum foarte mulți ani. Dumnezeu să-i primească. Dumnezeu să-i primească. Și pentru domnul bucătar. Și Dumnezeu să-i primească. Și asta nu e tot. Pentru sufletul bunicului meu am adus inclusiv și colaci și tot ce trebuie. Dumnezeu să-i primească. Dumnezeu să-i primească. E, vedeți, noi așa suntem obișnuiți. Așa este. Cu pachetele. Cum a început povestea voastră? Când v-ați împrietenit? Cum v-ați cunoscut? Spune-l mai bine, unde m-au văzut. Să zic că o fi vreo 15 ani, să 15 zic așa, da. Cu 15 ani. Eu deja aveam un gând în cap așa, când vedeam mașină funerară, juca carnea pe mine. Da. Când l-am văzut... Tu erai la vulcanizare. Când păi, l-am văzut. Dați că am auzit atâtea despre dumneavoastră, am auzit că ați lucrat la moară, ați lucrat în industria asta, parcă petrolieră. Da, am lucrat la petrol, da. În industria petrolieră. Cum de din atâtea locuri v-ați ales tocmai cu... Îi răspund, ea spune. Ia, ziceți. Mi-a dat pachet, mi-a dat pachet. Ea vorbește mai tare. Vă dat pachetul. Da, mă, da, mi-a dat pachetul. Gata, hai că te blochez, da. Deci vreau să vă spun că Nea Florică, săracul de el, de când a venit aici, de ceva timp, a primit peste 20 de telefoane într-una. Toată lumea îl întreabă dacă a primit pachet. Domne, primiți pachet peste tot, nu vă jignește nimeni să nu vă dea. Da, la orice mormântare, dacă nu iau pachet, eu mă și supăr. Știu. Mă supăr, pentru că fiecare participant trebuie să ia pachet. Să ia pachet, că așa e tradiția românească. Da, da. Așa, spuneți, cum v-ați cunoscut? Deci acum aflu că erați la o vulcanizare. Da, eram la o vulcanizare, l-am văzut. Eu treceam cu mașina mult oară pe acolo. Da, tu mi-ai sărit în față. Și a fost dragoste la prima vedere, cum v-ați spus. Nu, mi-a dorit să-l cunosc, dar el s-a aruncat așa, parcă mă cunoștea că lumea și pământul. A, da? Da. Dar noi acolo, atunci ne-am cunoscut și de atunci am fost prieteni. Întotdeauna eu am iubit, am respectat oamenii care am avut ceva să învăț de la ei. Da. Deci recunoașteți acum pe podcast că ați învățat multe de la bucătar. Da, bucătarul a fost om al moartei, ca să spun așa. A fost om al moartei și... N-a trecut și este. O jumătate de an și am mers la Timișoara și ți-ai luat mașină mortuară. Da. Am înțeles. Și acum... Să înțeleg că sunteți în continuare prieteni și asociați. Da, pot să pun o întrebare mai grea?
Ce întrebare? Că cine are mai mult succes? El are. Și mie mor de năcaz. Mor de năcaz că ăsta are. Curge banii după el. El are mai mulți, mai multe răcituri ca mine. Răcituri? E interesant, interesant termen. Probabil că el are o goarnă care l-avantajă foarte mult goarnă. În zonă la el acolo merge o goarnă. Cântă și cântă bine. Și cântă bine, chiar merge cântă. O goarnă. Dacă la mine în zonă vine unul cu o goarnă, râde lumea. Râde lumea, o? Râde lumea. Spune, se obișnuiește cu fanfara. Fanfara de direct. A, trebuie fanfară. Trebuie fanfară să fie 7-8 inși. Da, păi e scumpă. Așa dacă e unul singur, se cheamă păcele la apă. Da. A, că chiar mișto asta, da, mișto. Da, mișto, da, da. Da, da, păi și asta zic, adică dumneavoastră, domnul Florică, vă ocupați de tot? Într-o mormântare, adică și de mâncare, și de tot. Nu, nu cu totul, mâncarea eu nu o fac. O luați de la bucătărie? Imediat sun pe cineva și comand, adică pentru familia aia poți să-i duci 50 de pachete și omul spune, da. Am înțeles. Automat că îi duce, cum să nu-i ducă, da. Nu vrea toată lumea bani. Așa este. Vă aștepta să ajungeți până în punctul ăsta cu TikTok-ul și cu tot ce ați făcut pe internet? Când v-ați apucat, vă gândeați vreodată că ajungeți atât de sus? Nu m-am gândit. N-am avut cum să gândesc treaba asta. Păi, dar bine aveai telefon, nu știi să umbli pe el. Incredibil. Cum să te gândești? Incredibil. Știi? Așa era. Da, știi, da. Știi, nu știam să umblu pe telefon atunci. Să vă spun ce mă uluiește la dumneavoastră. Deci, efectiv, toți tinerii ăștia, copiii ăștia, să chinuie, să studieze algoritm de ăștia cum e cu TikTok-ul, să învețe ce hashtag-uri să pun, ce ălea să fac, ce nu știu ce. Dumneavoastră, postați un clip, am văzut cum faceți. Luați camera, filmați și îl dați fără descriere, fără absolut nimic, fără să ălea și vă duceți atât de sus. Care e secretul? Există vreun secret sau nu știți? Ce secret să fie? Eu sunt un om mai simplu, ca să spun așa, și ăsta sunt eu și probabil la lume, la populație, le place simplitatea. Cred că ăsta e secretul. Ăsta e secretul, că nu încercați să fiți altcineva. Sunteți dumneavoastră de când vă treziți până vă culcați. Da, sigur că da, da. Nu pot să mă dai o mare când eu sunt mic. Ia uite, numai voi m-ați făcut mare acum. Cu șaormă. Opa, ia uite-te și tu cum mă învârtesc. Băi, bucătare! Vezi unde te-a adus Florică? Am văzut. Ia învârtește-te și ia uite-te, mă. Acum e cine bătă, mai dat în tiribombă. Opa. Păi da, n-am stat niciodată așa pe scăunel de ăsta. Da? E frumos? Vă place? De tot TikTok-ul m-a adus pe scăunel de ăsta. Nu e așa că e bine? Și nu numai la mine, da, și la băieții la București, care sunt foarte mari. Da, da. Și ce voiam să vă întreb eu așa, v-ați gândit să vă extindeți acum, că tot aveți oportunitatea asta, să veniți în mai multe orașe, să faceți o firmă mai mare sau rămâneți așa? La... Nu, vreau să-mi fac, m-am un pic de rezolvat niște treburi și vreau să-mi fac o boltă de marmură. Boltă de marmură? Adică casa de veci, ca să spun eu așa. Casa de veci a lui. Îmi fac eu cu cucoana mea și o fac și o să mergem împreună, o să o văruim, o să o aranjăm, o să o... Că acolo am să stau mai mult. Deci vreți să le faceți din timp. Sigur, sunteți pe mentalitatea asta. Și să mă duc cu coana mea la boltă și să o urmărim, să ne uităm așa. Uite, fat, tu o să intri în partea asta. Eu o să intru în partea asta sau invers. Depinde acum. Are să fie ceva frumos când te gândești, când stai în fața la o boltă, ca să spun așa, la un cauvu, și spui, băi, eu o să stau în partea asta, tu o să stai în partea asta. Dacă vrei, cu facem geam între noi să ne vedem, unul cu altul, sigur. Da, nu știu, mi se pare, adică eu, aflându-mă în punctul ăsta al vieții mele la 30 de ani, mă simt departe, deși nu se știe niciodată, dar mă simt departe de momentul ăsta. Uite, eu, de exemplu, am început să plâng. Când a avut ceva tragic, așa mai tragic. Asta voiam să vă întreb, vă întristează? Da, mă întristează și... Așa făcea tata, îmi vine să plâng. Și așa făcea tata. Începea să plângă cu vreo câțiva ani înainte să moară. Și asta înseamnă că dacă îmi vine și mie să plâng, înseamnă că sunt și eu gata, ca să spun așa, o să mai dureze mult. Că mă uitai aici, Doamne, Doamne, cât de subțirel sunt. Păi uite, bucătarul trăiește mai mult ca mine. Uite, gras frumos. Și eu sunt gălbejit, uite.
Ei, așa ați ieșit acolo în poză, nu? Dumneavoastră sunteți... Cu toate că dătui căldura la mașină, de eram roșu, așa, știi? Roșu în buci. Să mai reușiți. Da, de unde? Că a trecut căldura și gata. M-am îngălbenit din nou. Cum rezistați? În fiecare zi văzând persoane decedate, cum rezistați la toată chestia asta? Nu visați ori noaptea? Nu știu. Nu visez. Poate visez că trebuia să-i mai iau cu 1.000.000 mai mult. Corect, corect. Da, da. Că asta vreau să zic. Odată cu creșterea pe TikTok și astea, o să crească și prețul? Nu, că eu nu sunt banul. Eu așa le spun și noi toți le spunem la bani. Banii sunt hârtii. Vă spus eu adineor. Păi voi știți câtă valoare am eu? Eu am valoare mare, vedeți? Chiar dacă e obrazul ăsta, mi-o face oricât, ce, nici nu pot să spun. Vă zic eu care e valoarea dumneavoastră. E obrazul valoare. Cei doi nepoții. Da, cea mai mare lasă bucurie. Că, da, lasă de nepoții, dar valoarea unui om e obrazul. Așa, obrazul cuvântul seriozitatea. Dai dovadă de om pe pământ și gata, da. Nu, cum mai e câte unul de excroc, de vrea să ia el tot. Ați întâlnit mulți excroși la viața dumneavoastră? Da, sigur că da. Da, am întâlnit. Foarte mult. Invidioși. Asta, da. Invidioși, răutăți între oameni există, nu? Și între colegi. Sigur, între colegi, îți vorbește frumos. Dar în spate te linșează. Da. Am văzut, Nea Florică, sunteți foarte sensibili. Și asta îmi place. Adică eu am văzut pe TikTok-ul dumneavoastră acum vreo, până în anul nou, eu vă urmăresc de mult timp și cred că le văd pe toate. Nu cred că mi-a scăpat niciunul. Am văzut când a venit fata, cred că fata din Germania. Da. Și a venit cu copilașul. Și cu bărbatul, nu? Nu avea copil atunci. Nu. Că a venit cu bărbatul, am văzut. Da. Și v-a sensibilizat, a spus... Băi, fraților. Deci, omul meu se filma, efectiv, guys, se filma și zicea, uite mă, vine fata mea din Germania și cu ginerele meu, mă plângea. Îi aștepta? După cât timp îi vedeați atunci? Nu știu cât. Dar parcă îmi dă și lăcrămea, așa, știi, pentru că... Cam 5 luni. Cam vreo 5 luni nu v-ați văzut fata. Fii atent. Și gândește-te că e în țară străină, nu e în România. Că dacă ar fi cu alea, ar fi altfel. Îi vedeți. Și e copilul tău, te dai seama că ai muncit pentru el și... Dar nu știi ce drum aia, dar are un bărbat care o iubește, o respectă, are un băiețel, să le dea Dumnezeu sănătate. Doamne ajută! Să dea Dumnezeu sănătate și la dușmanii noștri. Frumoasă asta cu dușmani. Da, pentru că omul fără dușman n-are nicio valoare. Asta este o altă mare vorbă. Da. Să înțeleg că aveți mulți dușmani, mai ales acum. Aole, dacă ar fi vorba să dau ochii pe bulgari, cum zicem noi, să mor, ar veni... cu câte o coroană ca să-și facă treabă la mine să ia să vedem, mă, e mort. Să pună mâna, să vadă dacă e rece. Să-l miști. Bă, e mort, mă, am scăpat de el. Am scăpat, dar ca să fie sigur că e mort. Da, da. Nea Florică, e un lucru minunat că faceți atâta bucurie oamenilor în niște momente atât de triste. Eu am văzut inclusiv faptul că sunt foarte mulți care scriu pe TikTok, dar când a murit bunicul meu, vii Nea Florică și la mine să-i cânți. Da, să știi că datorită la TikTok m-ai chemat și mai multe persoane. Primiți care... mai multe cereri, nu? Adică nu e numai doar de telefoane și astea chiar. Nu, după TikTok, da. M-ai chemat foarte mult după TikTok. Vrem să facem o mormântare cu matale, Nea Florică. Bine că eu sunt pe cameră. Să vedeți care. Ca să verific. Eu îl pricep imediat. Alu, am o mormântare. Dar sunt pe cameră și dacă se aude sau pe număr că mă sună, trebuie să audă plânse ceva. Imediat toți pricep. Toți plâng la apelul ăsta, da. Că nu știu cum îmi eu dacă aia, lucrez în domeniul ăsta, pricep imediat, da. Păi mă sună... Când eram astăzi, dar nu terminasem mormântarea, că am fost pe Argeș, la Izvorul. La Recea, mă? La Redea. Redea. Redea de Dulj. De Olt. În partea asta, da. Și, da. Măi, doamnă, lasă-mă să termin în mormântarea și te sun eu. După aia când am sunat-o, mi-a dat cu ocupat. Bine că i-am dat și eu bloc ca să nu mai mă deranjeze deloc. Da, pricep imediat că... Cum e omul, da. Da, sigur că da.
Dar pentru ei sunt niște momente foarte, foarte, foarte triste, care sunt inevitabile în viața noastră și cum ai zis și Mata, cum ai zis și dumneavoastră... Nu tot... scapă nimeni de... Nimeni nu scapă, oricând. Nu scapă nimeni. Căci că mulți oameni în viața lor au făcut sport, au tras la sală, n-au băut și au murit sănătoși. Da. Adică oricum nu avem scăpare din treaba asta. Domnul bucătar, voiam să vă întreb, cum a fost în Belgia? Că știu de la Ana Florica, am văzut videoclipul, că v-a zis că v-ați încălțat. Cred că ăsta era hanoracul. Bluza, da, asta era. Asta era bluza. Bluza era, că am luat-o la mine, și am luat-o după aia. Da. Când m-am întors, am luat bluza, când am plecat, n-a fost. Da. Era în bagaj. Eu mai merg. Mai merg, am nepoți acolo, merg și în Spania la copii, că am iară nepoți acolo. Copii și plus de asta, mă rog de Florica ăsta să merg și el măcar până aici la Vâlcea. La Căciulata. El vrea să... Eu merg la Căciulata și de 3 ori pe lună. El nu merge, i-am zis, asta, măcar îi aduc eu 2 kg de apă să bea dacă nu vrea. Apă din zbor de aia. Apă din bazin direct ca să învețe cu ea. Ia uite ce i-am zis eu la bucătare. Băi, bucătare, aș merge, mă, cu cea mai mare plăcere cu tine, dar n-am pantalon scurs, mă. Să vă ia? Că el vă invită să vă ia adevărul. Spune adevărul. Pierde mortul, pierde banul. Pierde banul. Spune adevărul numai. Am văzut că Nea Florică mereu caută acolo și zice de bănuți și de tot. Bă, fraților, aleargă fiecare om, aleargă. Bine zice că merge cu mine într-un loc, băi, mâine merge la locul tare. Dimineața spune că a primit comandă, ducă la omor. Bă, hai că mergem după amiază sau mergem pui mâine. Ca să mă duc eu, băi, dacă nu am stabilit astăzi, mergem astăzi. Cum zice și Nea Florică, omul aleargă după bani. Exact cum a zis și în podcastul de la băieți, a zis că, ia uite, nevasta trăiește ca o prințesă, deschide ușa să se rucă prostul să facă după bani. După bani, să facă bani. Ești un om, să zic așa, zgârcit, Nea Florică, sau nu? Dai, nu știu. Pentru familie nu sunt zgârcit, pentru că fiecare și-a fiecare. Își ia bănuți cât are nevoie și pleacă, adică la piață, cu coana eu nu o întreb ce ai luat, nu, e treaba ei. Dar îmi pune, ca să aibă prostul forță, uite, chiar dacă n-am eu mușchi. Da, să care? Să banane. Mi-aduce de la piață banane, clementine, struguri, mă, tot felul de bunătăți. Am văzut. Să am forță. Și am văzut că îți place ciocolata africană. Îmi place seara. Eu mănânc mult cu pâine. Cu pâine, africana cu pâine și Fanta cu pâine. Și Fanta am pâine. Văzut că învățați inclusiv băbuțele să desertul ăsta. N-ați văzut la o mormântare? Am văzut. Da, după aia m-am dat cu baba pe... Nu în Cavador, Alex... Alexandrion. Alex și Ion, da. Am văzut că mai faceți și niște petreceri așa, și cu domn bucătar și cu toată echipa. Faceți un fel de team building, cum ar veni, adică construirea echipei. Vă vedeți toți, mai puneți o oaie pe grătar, mai mănâncă unul, mai foarte frumoase acele. Da, dacă el pune pe grătar și mă cheamă, eu cu cea mai mare plăcere mă duc să mănânc la el. Da. Dacă cel mai împrumut spune că n-are. Am văzut și bucătare, fii atent că te cam face. Nu, că el are și nu se supără. Mă face frumos, nu... O întrebare bună. Care e mai hoz dintre voi doi? Ele. Bucătarul. Să spun o variantă. Ia. M-am dus la botez. Da? Avea botezul și son. Și bă, n-avea bucătar. Până la urmă, eu nu prea mai pot să mai lucrez bucătărie, dar vin și fac, serviciul îl fac. Sunt acolo la el, acolo, bă, zic, atunci o bere să beau. Nu-i botezul meu, botezul lui fiu-meu. Opa, pun bani, iau 5 beri, 10 beri. Mi le iau mie, mi le pun acolo să le beau. Acum îi vine niște prieteni cu fanfara, cu muzica să cânte. Frumos. Ia bere de la mine. Nu știu, berea ta. Ia bere de la mine. Berea mea și putea la dată. Deci ai luat bere să o bine la ta. Asta dovedesc că e zgârcit, nu? Ia. Când să plec, după ce n-am bun nimic de la el de acolo, când să plec, eram cu două spătare fete care plecat cu mașina, am trecut cu în față, asta nu făcea la un prieten adevărat, n-am vorbit cu el două luni, n-am vorbit. Deci asta certați. Da, două luni. Da. Fază am trecut până lângă corp acolo și era o sticlă de whisky începută. Da. Ce-i zis lui, băi, tu ia tu sticlă, tu zici că eu nu pus nimic așa. Vine ca urlu și ia sticla de mână. Ce vrei bucătărice?
Păi eu nu făceam asta chiar dacă nu eram invitat la masă. Nu făceam un gestul ăsta. Ai terminat? Da, acum să spun că ați terminat. Vă explic și eu după. La o săptămână are sorul meu nunta, el cânta cu formația lui. Aha. Cântă și la nunți, că am văzut. Cântă și la nunți, păi, dar nu cântă. După bani cântă și... Oriunde ar cânta. Oriunde. Acolo bere multă, foarte multă bere. Aha. Și ce zice colegii tăi? Păi, bucătare, vezi că Floricu te ia bere și... Dar ce făcea? Nu bea, ca să te zbuiți că eu prez bere. Lua berea, hai că e caldă, dau bani cu mașina, o beau, că era cu mașina. Aha. Dar o beau când ajung acasă. Și te-ai frumos bun și vezi, dăm berea ta, după ce? Dacă vrei să bei, bea aici, dar nu bei. Dar țin cont că eu am o braț față de el, l-am lăsat cu berea. Aha. Ia uite, Florică, fanieta mata. N-am venit aici să... Nu că să ne îmbârligăm. Păi ne îmbârligăm, atunci de vorbă. Fals. E nu totul e fals. Fals. Și acum, dragi prieteni, dragi prieteni, să vă spună Florică, păi tu te duci la un prieten să-l ajuți, care erau 10 mese, 10 sticle de whisky. Da. Tocmai tu, al meu, ca să-i sticla, las-o la oameni. La oameni la când nu mai era absolut nimeni. Nu mai era niciun om. Nici eu nu mai era. Nici formația nu mai era. Oamenii eram eu. M-a dat cu Nea Florică. Atât, da. Am unde era. Adică el nu era venit, a venit ca hulu, m-a zis. Fii atent. Mamă, cât le ascute, bă. Le ascute, a? Ce mă le ascute de mă înțapă. Ce să faceți acum? Că mie asta mi se pare ce aveți dumneavoastră amândoi, o prietenie foarte frumoasă. Da, asta o avem. Este și apreciază. Acum vorim, acum ne certăm, acum ajungem la Iași. Asta spun. Mi-aș dori să văd asemenea relație între foarte mulți oameni, nu cum sunt mulți dușmănoși de să ceartă din, sunt cei mai buni prieteni 10 ani și după aia că de la o chestie mică nu mai vorbesc niciodată. Da. Dumneavoastră vă certați, stați o țără și vă împăcați. Da, ne îmbârligăm nițăla, gata, ne-am împăcat. Dar n-a stat unul, cam o lună, cred că cam așa a fost. Cam așa și după aia, nu, cum ar veni, nu puteți unul fără altul. Da. Nu poți. Noi ne chinuim să nu vorbim. Nu, că îl sun și la 11, 12, noaptea, 1, noaptea. Adică îl sun că simt nevoia să vorbesc cu cineva. Eu o să... Da, da. Răspunde el, da. Ce făceai, mă, dormeai? Da. Dar nu se supără de el, nu e supărat. Nu vă supărați. De-aia am zis, de-aia am zis că dacă o fi să facă infart, să moară, am să mă tăvălesc pe jos până să ridică în sus. Bine, lasă-mă ar bună. Să fii sigur. Da. Da, nu, asta spun, e foarte mișto ca tinerii să învețe din prietenia dumneavoastră, pentru că lucrurile s-au cam schimbat, acum toți sunt perverși. Da. Feciorul meu face aceeași... Nu? Ce fac eu? Feciorul lui a venit și feciorul lui tot așa a fost plecat în Spania și i-a oferit și el, cum i-am oferit și eu la al meu, i-a întins tava... Cu mașinuța aia, tată, ia zborul. I-a dat un sprijin și aia... I-a dat brânci, că eu așa le spun. Eu așa le-am spus la toți în familie, la mine. Da. Ei, v-a dat perele? Eu sunt bărzoiul și mă taie barza. Trei pui, voi sunteți. Doi băieți și o fată. În momentul când voi stați și creșteți în cuib și vedeți unde mă duc eu cu măta după haleală, vă aduc... Hrană să hrană, creșteți. Da. E, urmăriți și într-acolo zburați. Și în momentul când v-a dat aripile, eu pac v-am împins din cuib și n-ai decât să planezi. Și tu n-ai decât să faci ce. Eu nu te dau cu ochii pe foc. Eu cred că e cea mai bună și cea mai sănătoasă educație, din punctul meu de vedere. Că trebuie să lași copilul să facă greșeli și să lași copilul să se descurce de multe ori singur în situație. Da, da. Dar în ceva ori, extrem da, săriți. No, păi da, eu stau din umbră și îl urmăresc. Chiar dacă se mai dă la dumneavoastră, că am văzut, să mai dă, nu? Ar vrea să fie el șef, ca să spun așa, dar vede el că tot pe unde merg eu, tot, e altă treabă cu mine. Păi, normal. Dar ăsta e un lucru foarte bun, consider eu, și o să ajute foarte mult la evoluția lui și mai ales această reclamă pe care o aveți dumneavoastră. Nu știu, sunteți vreodată conștient de cât de mare sunteți pe internet? Nu. Nu sunteți. Nu, m-am gândit pe mine, ca să spun așa, telefonul cu TikTok-ul ăsta, de când mă, cum să spun eu, amuz așa, știi? Ia uite că s-a uitat. Tot ce timpul mai repede. Ce timpul mai repede? Ia să pun cu mâncarea când mănânc. Ia uite, și acum sună. Sau, nu, cred că e al meu. Da. Dar oricum, da.
Da, așa. Și uite, m-am învățat băieții ăștia. Fă-mă și tu, cred că al tău face. Nu. Am văzut că să mai face un bănuț. Chiar astăzi, că am văzut că faceți live-uri. Astăzi, faceți bani din live-urile de pe TikTok? Da, uite, astăzi am făcut 3 milioane, ia să vedem. Pe live? În cât timp? Păi dacă am fost la mort. Deci n-ați avut timp prea mult, ați făcut un pic. Nu. 3 milioane, așa. Dăm la sol. 313 lei. Adică 313 lei. Vorbesc în banii vechi, că banii vechi sunt mai mari. 3.130.000, nu? 313 lei. Așa, într-o oră de live sau nici atât. Păi și dacă vă întreb acum, dacă la un moment dat treaba asta cu TikTok-ul tot merge și devine în ce în ce mai mare, ce o să faceți? Mergeți mai mult pe TikTok sau pe mormântări? Să lasă de goarnă. Vă lăsați de goarnă? Nu mai are plămâni acolo. Nu mă las de trompetă, că trompeta m-a făcut pe mine, m-a crescut. Aia duce pâinea în casă. Trompeta, da, când o-i băga trompeta în sâpsăoară și am plecat la mormântare, sau mai ales când o-i ajunge la turnul Măgurele să cânt cu Vărzaru, Laurențu Vărzaru, cu Cosmin, cu Tizu, Florea, și când o ridicat de să supără, îi văd că să supără, și când o ridicat pâlnia la trombon, Laurențu și Cosmin începe să se tremure, mi-a dat circuitul de zboară sângele în mine. Și eu nu-i las deloc, îi copiez lam de moarte. Votam pentru trompetă, da. Adică simt așa că, simt că trăiesc. Că trăiți în momentele alea, când faceți. Sunteți artist, Nea Florică, din punctul meu de vedere, sunteți artist. Dacă eu mai aveam 25 de ani, acum mă duceam la școală de muzică, da. Sunt bătrân. Până mă duc și acum. Vă considerați bătrân, nu? Eu nu vă consider. Păi nu, că m-aș duce la școala de muzică, că eu nu cânt pe note, eu cânt la urechi. Dar până învăț, a venit timpul să plec. Și am învățat degeaba. S-a făcut părul pe mine așa, am învăț degeaba ce cât să de, mai da. Cum a sunat asta? Până învăț îmi trece timpul. Păi, până învăț, gata, vine moartea. Regretați că n-ați descoperit mai devreme meseria asta? Da. Da. Am văzut în podcastul acela și de-aia nu vreau să ne repetăm prea mult, că ați avut o viață grea, dar și una frumoasă. Am văzut că ați avut, câți ani ați lucrat la moară, la moara respectivă? Ați fost morar, măturător la moară. Măturător. Și era moara făcută lună. Da. Pentru că eu mă duceam fără bani. Cum fără bani? Munceați fără bani? Da, fără bani. Păi de ce munceați? Păi, pentru că eu sunt atât de deștept încât pot să-mi fac banii. Și, deci, puneam băbuțe, bagă-mă mai în coș. Curgea, deci coșul ăla era de lemn. Da. Puneam și mai curgea pe jos, da? Și îl mătura. Și eu măturam frumos cu gunoiul care era. Era o măturătură, ca să spun așa, știi? Aha. Dacă luam o jumătate de sac de măturătură de aia cu grâu și responsabilii de moară, iei 3 scafe de făină și 3 de tărâțe, dar cu scafa mică. Și eu luam cu scafa mare. În loc de 3, luam 4. Știi? Și Nea Florică, mereu ai fost un om descurcăreț. Inclusiv de pe vremea comunismului. Pentru că, ia uite cum mi-am zis, bă băieți, să nu vă fie năcați pe mine. Eu mă las să cântărești și eu 2 oameni. Și îți luam ție 7-8 kg de făină și lui 7-8 kg de tărți. La 2 oameni făceam așa și ăsta mi era... Ăla era venit. Haleala mea. Haleala dumneavoastră. Da. Și apoi, după moară, ce ați făcut? La moară acolo am... Nu, după ce ai terminat cu moară. No. După, ce ați făcut? După ce ai terminat moară. 2 ani de zic de ești la păi, stai un pic ca să vezi cum mai ieșe treaba. Ia. Am mai spus eu și dincolo la București, pe moara asta de făină o iubea niște fete. Am văzut 100 de femei, Nea Florică a marcat 100 de femei. Nu, ce vorbesc eu acum, deci iubea vreo câteva femei, iubea moara. A, iubea moara. Dacă se schimba morarii... Iubea nu-i morari. Deci, da, iubea... În continuare. Da. De ce? Pentru că moara pulsa. Pulsa făină, tărâțe la lor. Da, moare soacra la una de acolo și
mă trimite pe mine responsabilul de moară să-i duc niște făină, niște sucuri, niște bere. Acolo am văzut un băiat care cânta cu trompeta. De fapt, trompeta era Frigorn. Frigorn, da. Atunci mi-a venit mie ideea de goarnă. Am început să întreb, exact cum am spus și dincolo, că am început să întreb de o goarnă de asta, am găsit și m-am apucat. Am durat vreo 6 luni de zile până am început să pricep și eu cât de cât așa. N-a avut cine să-mi arăte. Am luat-o foarte greu. Da. M-am fost un băiat foarte supărat, ca să spun așa, tatăl meu. Nu era putere, de unde? Să vă ajute, că ar fi vrut, dar n-avea de unde. Avea, da. Mi-aduc aminte, mi-a luat o geacă vișinie. Da. Dacă întindeam mâna... Rămânea la cot. Da, rămânea mai exact, știi? Stăteam și eu cu mâinile mai... Parcă stăteam cu mâinile mai strânse, da. Am fost supărat. Și de-aia vreau ca copiii mei să aibă de toate. Că așa, orice părinte, ca să spun așa, da. Păi sigur că da. Vrea să fie bine. Da. Să aibă de toate. Câte găleți cu brânză a vândut tatăl meu să-mi ia și mie o dacie. Ce perioadă din viață ați iubit cel mai mult? Cea până în comunism sau după comunism? Care v-a plăcut mai mult, așa ca viață? Cum era mai bine, atunci sau acum? E valabil și pentru dumneavoastră, domn bucătar. Comunistul, eu, perioada comunistului. V-a plăcut acolo, nu? Tot asta ați făcut în perioada aia? Nu, am lucrat numai în comerț. În comerț, pe vremea comerț, aia? Eu, pe timpul comunistului, eram la Clăbușul Sine, gospodar la bar, la Brașov. Aveți de toate, și carne și de toate. Da, la vârsta de 24 de ani revoluție am prins ca șef de unitate. La un motel. Bine. Am lucrat numai în comerț, am lucrat numai la cantin mari, cu carne multă. Ospătar sau și bucătar? Și bucătar și ospătar. Și șef de locat. Și acum aveți doar firma asta, nu? Acum doar firma asta. Firma asta am fost cu mici pe piață. Da, mai mult m-am retras cam 89, cam 10 ani. Cam așa, nu, 8 ani după Revoluție, m-am retras, am stat pe la Brașov, m-am retras acasă și am fost ca un fel de pirat original, nu de ăștia cărpaci. Aha, aha. Și în jur de 25 de ani, 30, făceam Bucureștiul comun, la mine Bucureștiul. Am început cu Dacii, am avut fără număr, deci nici nu mai știu câte Dacii am avut, și până când am ajuns la microbuse. A fost începutul antreprenoriatului în România. Unul din cei care au început să facă astfel de afaceri, cum era perioada respectivă. Da. O perioadă bună și prosperă pentru cine a avut cap, zic eu. Da, a mers și după asta, dar mai bună a fost perioada comunistului. Da? Deci atunci se făcea. Atunci s-a făcut bani. Și Nea Florică, știu că dumneavoastră mai sunteți băgat. Păi cum să nu-i păie bine rău lui de timpul ăla trecut, ăla de comunism. Păi cum, dacă el trăia bine? Avea aleală, avea de toate. Și mata? Acum nu prea-i convine. Mata ce avea? Atunci? Eu am fost amărât. Amărât. Pe timpul, da. Dădeai la muncă, la calorie, la petrol. Da. Atunci eu aveam o gagică care avea două mașini. Cu soț, fără soț. Ca să deci circulă. În ambele zile. În, și săptămâni. În ambele săptămâni putea să meargă. Cu soț, fără soț. Uite, așa mă plimbam. Da, acum după Revoluție, s-a dat, toată lumea e liberă. Nu m-au avocat, cum m-au avocat asta cu morți, adică cu mașinile mortoare. Stând așa acasă, mă gândeam, cum să fac și eu bani, cum să mai fac bani? Da. Mă, ce fac? M-am gândit prima dată la muzică, la fanfara asta. Da. Cum poți să facă fanfara asta? Mă, dacă îi registrez eu. Și mă duc cu ea pe la nunți, pe la să merge, ca să nu ia pe ei. Dar vreau că hai să-mi iau o mașină mortuară. Și așa am făcut prima dată. Am luat o mașină mortuară. Am luat-o după la... la Târgoviște. Am luat prima mașină mortuară, care am luat-o de la Târgoviște. Nescris în circulație. Am venit aici, am vrut să... Nu prea nici dracu. Ba da. Am venit la mine în comună, aveam numere roșii, am vrut să... să-mi scriu pe comună, pe rază comună. Și primăria n-a fost de acord, că a zis că numai mașinile agricole să-mi scrie. Dar în schimb, cam peste tot erau înscrise, pe lungulețul, pe la bran. Erau jeepanuri care erau înscrise cu număr de
de asta de căruță. Mai de căruță, da. De căruță. Și acum invidia că domnul a plecat la mine chiar de la prietenii mei care suntem intimi prieteni cu ei, care au formație acolo și cântă. Cântă și la mine când sunt cu asta. Păi ei am înregistrat prima dată. Ei au crezut că dacă mi-au dat voie să-i înregistrez, da, și ca să-i pun pe urmă la mergeam la mort, puneam muzica direct. Direct muzica puneam. Aha. Și prima dată a zis că bă, nu să merg. Când am zis că merge, început să-i invidia. Păi dacă restul da, cântau nu știe și noi dar, dădeați butonul. Acum, nu, ca să fim așa sincer, cum a zis el, că merge și pe puță și pe mort. Eu le iau 2 milioane înregistrați, da, bani de aia, da, noi, care da, acum, și ia 25 de milioane. Acum, pe cine e ăla? La mine o mormântare cu totul nu duce 25 de milioane. Începând cu Coșug, cu tot 25 cu de milioane? Nu duce, duce până 15-16 milioane. Păi și e bine, că știu că ajutorul de la stat da, e mai mare. 75 de milioane, s-a avut exact 75 de milioane 600. Da. Dar tot nu le ajunge la oameni. E mult cheltuială la mormântare foarte mare. Că asta zic, ce cheltuială mare la mai e, nu știu dacă se intră în subiectul ăsta, nu știu dacă îl păstrăm sau nu. Poate... L-am lăsat să vorbească bucătarul. Da. Poate îl tăiem sau nu, dar vreau să zic că și popa costă în ziua de azi foarte mult. Da, sunt unii preoți care, de exemplu, ia 9 milioane. 9 milioane, hai bă, dă-l dracu de om, bă. Păi ce-l înviași tu, bă? E ceva rușinos. Să-i citească acolo, mai ales la țară unde oamenii sunt amărâți. Da, în alte părți, 2 milioane. Mai sunt la țară unde mai au și cu 2, nu? 2 milioane și aici tot la țară e. Și nu există o reglementare, ceva în care să facă un preț standard, că nu mi se pare așa corect. Nu, fiecare, acum nu vedeți că țara românească o mănâncă șăla șăla, adică fiecare face ce vrea. Am văzut că ați fost și foarte supărat pe un incident. Da, pe la undeva, pe la țară unde ați mormântat cu un preot ceva, nu știu. Da. Pentru că eu nu m-am supărat că a luat el la biserică câteva sicrie. Aia e treaba lui, face el ce vrea, dar mă supăr că eram la o mormântare. Nu, mă obligă omul că se ia de la el, asta, nu? Deci că omul ia de unde vrea. Da, și merge cu cine vrea. Vorbea fata decedată, era babă. Da. Vorbea la telefon și vorbește, ai văzut că vorbește mult pe speaker. Pe speaker, că n-auzi, îl pun la ureche, da. Și... preotul o certa. Că de ce nu m-a întrebat pe mine? Că aveam eu coșiucă. Eu am vrut să interviu. Băi, părinte, nu să vă rușine, porcule ce ești. Da. Am tăcut din gură, știam. Că eu sunt învățat să dau un pas înapoi, dau chiar și doi, dar până la urmă, ai bă, de ce ești așa? Uneori, neserios. Un pas înapoi, un pas înainte. Uneori. Da, da, da. Cameră. Da. Nu, mi-a zis cineva, băi, vezi tu de treaba ta că e mai bine așa, da, am umblat și eu la prețuri, ca să spun așa, la sicrie, știi? Da. Îmi băga mașina gratis, crucea... Am văzut că mata faci prețul și bagi mașina gratis... Crucea sicriului, tot așa, gratis. Crucea sicriului, adică crucea sicriului e de lemn, nu? Aia de lemn, da. Că am văzut că mata faci și marmură, faci și crucile alte. Da, le scriu, nu, eu le cumpăr, ca să spun așa, și le scriu eu. Am văzut că, ziceați într-un clip că nu știu care nu știe să se scrie, dar las că nici eu nu știu, dar mă descurc. Sau nu știu cum ziceai mata, că scrie pe o cruce. Nu da, știu. Nu mai mi-aduc aminte. Chiar mi-ai zis. Sau cred că da, chiar mi-ai zis. Că dumneavoastră. Nu, am luat totuși de grăbeam și tu mi-ai luat marcă. Deu ca să scriu că tu nu știi să scriu că trebuie să ajungi la Craiova. Da. Că trebuie să ajungi la Craiova. Scriam pe o cruce de lemn. De lemn, Că eu am scris de ăștia, dar nu mai știu cât, imediat la urgență. Ne grăbeam câteva să ajungi. Ca la secunde, repede lemn. Până la urmă, na, adică meseria asta se face destul de urgent. Îl sună omul în 2 zile, 3 zile, trebuie să fii gata. Păi dacă nu ești tu ca șacal... Ce să fii gata? Nu. Să fii gata pregătit. Cu tot, cu cruce, cu aia, cu aia, păi cu aia. Ești, nu? Păi cum să spui 2-3 zile? Nu? 10 minute. Păi cum? Ai pierdut. Ai pierdut? Da? Ai pierdut. Le-altul. Nu știu, mi-a ajutat Dumnezeu să n-am prea des așa ceva. Eu mă simt foarte fericit când mă sună de mă uit la telefon 00 și 35 de minute. Sau 1 și mor de drag. Mor de drag? Da, domne, am priceput imediat. Vreau și un sicriu în locul de... Am văzut. Gata. Și ia uite, iau cheile din cui la Audi, ia mașină să-i dea Dumnezeu sănătatea lui George.
George de la Broasca, care stă la Beciu. Doamne, când iau cheile, parcă vorbesc cu ea. Da. Lilianu, te mănânc. Liliana, am pus numele. Te mănânc. La mașină. La mașină. Și când mă urc, Doamne, să lasă la drum, să lasă la drum de moarte. Băi, să mor dacă te mint, dacă nu e pe inima mea. Da. Vă cred. Păi mă duc să-i de dimineață la izvorul în Argeș, acolo. Făcui. Mă întorsei înapoi, aolo, te mănânc. Te mănânc. Mor de drag, vorbește. Eu vorbesc cu ea și am răspunde mie. Gata, gata, gata. Știi când înghite kilometri? Au, 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 gata. Să mor dacă nu... Știi cât am dat pe ea? Cât? 22 de milioane, bani vechi. Ce model e? Audi A6. A6 din ce an? 2004. Bune alegerea cu motoarele pe alea. Puternice. Motor de 2.5, motor de 2.5, băiatul a schimbat motorul, a dat 25 de milioane pe el și la o săptămână două mi-a dat 1000. Cu 22 de milioane toată mașina. Da. A făcut afaceri. Da, dar i-a picat lui ceva bine în mână. Un Logan. A, da, eu nu mă bag în combinația. A fost bine și pentru Și a fost prietenul meu, da, mi-a dat-o. E de-a Dumnezeu sănătate. Faceți multe, văd că faceți, îmi place asta foarte mult, faceți foarte multe glume când vă duceți în domeniul ăsta. Da. Păi eu făceam mai multe glume, dar mă bruiază bucătarul prietenul meu. Că nu-l iubesc pe el. Cum să nu-l iubesc? Nu e prietenul meu? Dar vă gătește așa bucătarul din când în când, îl mai apucă să vă facă ceva bun special. La grătar. Da. La grătar faceți numai. Dar nu v-ați gândit să vă duceți la Masterchef sau la din astea cu cum e? Vârsta mea de 60 de ani. Tu ce are, domne, care vârstă are 60 de ani? Că nu ce vârstă? Să mai, la Master? Ia uite-te, la Master. Ce să se mai... Da, s-a terminat cu el, ce să mai, da. Vremuri grele și vreau să vă spun că, din păcate, când eram eu mai adolescent, așa, am avut ghinionul în liceu să văd mai multe mormântări de copii, de adolescenți și de pe la țară. Mi se pare ceva crunt și mi se părea... Acolo, da, e foarte crunt. La copii, e greu, la adolescenți copii... Nu suport, nu suport. Am un prieten, că vreau să spun, Mihai, chiar de aici, din Craiova. El are fabrică de sicrie. La copii, sicriile dă degeaba, moaca, vor în ciubar. Așa aș face eu, dacă așa industrie nu există, da. Chiar îl salut, domnul Mihai. Deci mi se pare așa o chestie. La bătrâni e normal că toată lumea se așteaptă și așa e moment. Dacă se întâmplă o tragedie... Unii bătrâni zice, no, mamă, că e bătrân, nu mai pune muzică, e bătrân. E 90 de ani. Da, bă, dar 90 de ani tu ai luat pensia. Acolo o muzică, trebuie să-i pui și lui, dacă așa sunt tradiții, obiceiurile, trebuie să-i pui, da, e bătrân, numai. Nu. Păi da, dar 90 de ani ai luat pensia. Plus că iau și tot de voluntare. Trebuie ceva. Trebuie să dai ceva. Adăugă ce mai e. Nu mai e nici lume. Gata, vorbim pe rând. Da. Pac, stop. Pornesc și eu. Unde fus eu astăzi, a avut 81 de ani. Și sunt sigur că mă cheamă și la babă. Pentru că le-a plăcut cum am cântat. Păi na. Le-am cântat la valoare. Dar am văzut că ați făcut schimbul ăsta dintre bere și alcool cu Fanta. De ce l-ați făcut? Păi... Că înainte mai consumați, nu? Circul cu mașina și din cauza asta. Când circul cu mașina, Fanta e. Fanta, da. Da, și când am tras pe dreapta, dar am poposit, mă gândesc așa, dacă beau băutură, s-ar putea să pierd 1 milion. Pentru că dacă mă sună cineva, n-am decât să sun un șofer și mi-a luat 1 milion. Nu umilie el, eu îl dau. Cu mâna mea. Am văzut, apropo de asta, că aveți și foarte multe ajutoare. Foarte mulți copii sau tineri care vin și vă ajută în sprijinul ăsta. Am văzut și un băiat drăguț cu toba care încerca și el să cânte acolo. Da, ăla de-l învățați cacioara, îl învățați. Da, băiatul ăla, numai eu știu să lucrez cu el. De ce? Pentru că eu îl țiu din hrană. Cum eu îi da să sature, plec. L-ai pierdut. De așa, dă-i puțin. Ca la cățel, știi? Dă-i câte puțin, să nu se învețe cu mult. Cum face ăla când dresează câinele la lupul, nu? Sau cum e? Da. Pac, se învârtește, pac, o bombonic. El e atent la timp. Iar, cum eu îi da să sature? Sau când, dacă vreau să scap de el, îi zic să-l bag la porci. Și-a plecat. Dar muncă grea, da. De, e muncă grea, nu e muncă grea, dar nu el e puturos. Da? În momentul când dimineața a văzut că iese, că am pornit mașina, că iese
Ai văzut fum, când iese fum, da, da. Când dimineața dacă e frig. Imediat a venit. A venit să se încălzească. Păi spune că el nu are foc. El nu are foc. Nu are foc. El stă în frig. Vai, sărac. Da. Asta este, până la urmă... Nu e sărac. Nu? E pucios. E puturos. Dar nu s-a stat cu un lemn de la, nu de la pădure. E acolo căci și asta. Ia mă din gardul ăsta de la oamenii ăștia. Băgă-l mă pe tot până la primăvară în subă, mă. N-are ce să-ți facă ăștia. Da. De la pușcărie, dacă te ia, nu te ia pentru un gard. La pușcărie trebuie să-ți dea haleal și nu le convine nici alora. Așa e. Da. Eu vă mulțumesc frumos pentru că ați trecut pe la mine. Apreciez mult această invitație, că m-ați ajutat și pe mine în momentul în care eram mic și când eu voi ajunge mare, cum am făcut toată viața mea, nu o să uit niciodată cine m-a ajutat și a venit la mine. Așa că vă mulțumesc mult, vă doresc la cât mai mult succes, nu știu, la cât mai mult sărbătoriți, cum zic ăștia pe TikTok, ați văzut că m-am bunit cu sărbătoriții. Cum e? Vă amuză copiii ăștia? Așa înainte de final, care vă tot lasă mesaje, vă tot sună, nu vă disperă uneori, vă sună și ba la... Ba da, ba da. Vă cam disperă. Am blocat, de exemplu, mă uitai adineori, 98 de apeluri de la ăștia blocate de... Că e degeaba mai aia, că nu mai... Și să nu mai mă sune, că oricum i-am blocat. Mai ales cu numere private, nici n-apare pe telefonul meu. Ce moarte sunt așa... Asta este, da. Doamne ajută la un succes cât mai mare. Mulțumesc că ați trecut pe la mine. Să vă vedem sănătoși, pe amândoi, cu mult succes în afaceri. Și nouă ne pare bine că am trecut pe aici pe la tine. Îmi dă tu și o șaorma bună șaorma. Bucătarul nu-i dă dură. Ba da, e bucătărie. E acolo așa, o dăm pachet. Ia uite ce vreau să zic. N-are nimica, că dacă nu eu puneți lui bucătarul, mi-o puneți mie, că eu sunt... El învăța. Nene, da, eu luai trei, să-ți mai dau și luma ta încă una. Gata, da. Vă mulțumesc mult că ați trecut pe la mine. Nu uitați să vă abonați. Noi vă mulțumim. Să dați subscribe acestui podcast, pentru că datorită lui Nea Florica am crescut astăzi enorm. Trei secunde, da? Da. Vreau să-i arăt lui bucătarul. Ia uite-te, ia uite-te, mă, și tu. Ia uite-te și tu cum se învârtește Florica. Învârtește-te și tu. Uite așa. Mă, dar eu am un barbă sus la etajul. Uite așa. Auzi, nu mai poți să mai urci sus. Aia nu mai poți să urci. Cum eu ziceam noi că o încheiem apoteotic? Ziceai că m-a ta, dacă te dai de trei ori peste cap, facem 50.000 de vizualizări la secundă. Dacă nu mă dau de două ori peste cap, eu fac 50.000 de vizualizări. Trebuie să te dai la noi în podcast. Și te ridici o singură dată. Tu poate rămâi acolo. Nu pot, că vă lovesc astea pe aici. Lasă, vre că venim cu astea, cu stativele. Nu mai, lasă. Data viitoare. Da. Data viitoare. Vă mulțumim mult, vă iubim și Doamne ajută să fiți sănătoși. Numai bine, băieți. Numai bine. Mulțumim pentru paharul de jibei. De jibei? Băi, toată, bă, da. Și Fanta... Băieți de la Fanta care priviți treaba asta, eu mă supăr pe voi pe încheierea podcastului că omul ăsta v-a adus zeci de milioane de vizualizări și nu-i da și lui o sponsorizare. Hai, bă, nu-mi dai și mie câteva baxuri de Fanta. Bă, toate mormântările, e cu Fanta. Incredibil că toate mormântările. Deci toți oamenii care vă cheamă vă adu Fanta acum. Păi da, s-a uitat să vede, numai Fanta apare. Deci, într-adevăr, omul meu a făcut o reclamă colosală către Fanta și nu-l contactează, domnule, nimeni. Dar ne ocupăm noi special, Rea, să dai mesaj la Fanta România, te rog, la Coca-Cola România care produc Fanta, să-i dea omului o sponsorizare odată pentru totdeauna. Câteva baxuri, că nu vă cer. Haide că nu e. Câteva baxuri, exact cum arcade de sus după paletul ăla și s-a spart. Exact. Păi, exact. Da, ce atâta. Sau alea mai goale care sunt expirate. Nu vă dăm expirate, că mă sui eu pe aici. Aveți să vă dea Fanta bună. Mulțumim frumos! Numai bine!